No, bună ziua! Bună ziua și tine v-am găsit. Și ca de obicei, nepoții când vin, nu trebuie să fac ceva. Și iată, mă apuc acum să fac ceva. Așa, el fugitivo. Fugitivo. El fugitivo. Da. O să fie făcut că... Am dormit și nu știu ce zi a fost, până au venit să mă dezmeticească în noră, nepoata că ce este. Da. În sfârșit. Am venit, ea chiar atunci a ieșit de la baie și se uită așa pe mine și pe Natalia, ce zi e astăzi? Păi zic, e marți. Așa de bine am dormit că mi-a durut spatele, dar că m-am sculat, nu m-am mai durut. Mă, ce e cu mine? Că unde sunt eu acum? Tu e dimineață? Vorba am zis, dacă ușile sunt închise, e dimineață. Dacă sunt deschise, e seară. Și când am ieșit afară din casă și am văzut că ușile sunt toate vraiște, o, tașcă, e seară. Ce să facem, mă, ne pierdem de la văzut asta? Da. Nu, nu. Lasă că și tinerii se pierd. Că și eu am pățit-o când eram mică. Am pus aici 4 ouă. Să le fac ceva, că n-am ce face. Am pus 4 ouă. Și hai să pun zahăr. Am zis că odată o să încerc fără zahăr pentru mamă ta. A, ok. Uh-huh. Să văd cum iese. Da. Și eu am pățit-o așa. Am dormit de după masă, m-am trezit la 7 și eu am crezut că e de dimineață. Eu repede, mami, trebuie să mă duc la școală. Dar știi cum am fugit cu ghiozdanul în spune spate. 10 linguri de zahăr, 3, așa, 4, 5, 6. 8. Am cam multe, nu știu, că eu n-aș putea să o fac așa dulce, dar nu, hai să mergem, că asta e din 4 ouă și o să vină și laptele și nu. Și să bat, nu tare mult, de aceea îmi place să o fac, asta că nu trebuie să bat mult la ea. Așa. Nu trebuie mult de tot, da? Eu să le mai și ceva esență. Ah, esență de vanilie vrei să pui? Vanilie. Vanilie. Da. Hai. Esență de vanilie. Un pic așa. Ia. Bine. Așa, bine. E ok. Așa de... Bate-mi un pic să nu fie prea. Un șufic de sare. Mă scuzați, dar n-am fost pregătită și acum trebuie să aleg după toate. Da. Nu multă sare, uitați câtă sare. La 4 ouă. Uh-huh. Un pic trebuie. Nu, ce fain era asta. Să dau și drumul și la cuptor. Da, trebuie și la cuptor. Cum mă luați așa de repede? Nu se amestecă el bine. Și un pic de ulei. Deci din modul ăsta. Mhm. Și au început să înțeleagă.
Așa, mă zic că vreau. Și acum? Acum o să pregătim făina. Făina. Altceva? Lafă de cob. Poți dă mine, stai să mă trag. Stai să mă retrag. Așa. Pune și un praf de cob. Păi da, un pic să crească acolo, știi? Așa e. Da. Da. Da, ai pus esență de vanilie. Da. Nu mai trebuie praf de vanilie. Acum să... Ia să vedem acum exact cam cât vine o cană din asta de lapte. Facem pe măsurate, că nu avem ce face. Păi da. Asta e lapte de tare lapte bun. Lapte de casă, da. Lapte de casă. Vreau să văd cât vine 10 linguri. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, vine puțin. O cană din asta de lapte să pune. Dar mai îmi pune lapte atunci. Nu mai e. Stai să fii. Mă vine toată zmântâna asta vine. Aia e mai bună. Da. Nu e bă dacă vine zmântâna. Așa. Nu am ce să fac. Cam 100 de grame, 200 de grame. Vreau să măsori o pui în cana aia care este gradată, să văd să spun precis. Da. Se poate face și din 3 ouă. Să nu trec din 3 ouă, azi, ce fain a fost aici. Așa, punem laptele. E rece. Rece, da. Lapte rece. Acum să vină... Făină. Punem făină acum, da. Și praful de copt, să nu uiți. Aia, da. Ceva mai mare îmi trebuie să o amestec. Ah. Ok. O să punem făină, ar trebui așa să facem tot cu 10 linguri, 1, 2, 3, 4, 5, după cum o să nu fie mici, mare, mare, mici. Da. Și amestecăm cu un praf de copt. Așa. Să vină cu
Sunt călze, nu? Se încălzește repede cuptorul ăsta. Să vin. Cred că făina mai trebuie, știi. Făina să faci, să pune după cum... Nu este o măsură exactă. Dar este înțeles să fie amestecat cu praful de copt. Da. Nu știu că mai trebuie făină. Ce e aia? Că mai trebuie, da. Stai că vă arăt eu cam cum trebuie să arate compoziția acasă, toate se mai face și după voi, doamnelor. Nu se face chiar așa exact. Eu am făcut exact după rețetă din carte și nu mi-a ieșit așa cum o trebuie. Și tot trebuie să mai adaug câte ceva. Și de aceea zic că niciodată nu este. Dar nu mult mai trebuie, să știți. Nu trebuie, că trebuie să fie o compoziție mai... tare, adică mai groasă, mai solidă. Mai pun vreo două linguri. Dacă nu... Este. Așa. Până atunci am mai... Dar ce când se duce, el are vreme. No, cam așa trebuie să fie compoziția. Stați, uite, vedeți? Deci mult la patru ouă nu trebuie, cam 12 linguri. Da. No, uitați, așa trebuie așa să ajungă să fie. Da. Nu, bine, acum căutăm prunele. Da. Acum punem foaia de copt. Păi nu știu puțin că prunele astea care sunt vechi. Sunt cam oxidate, da. Oxidează, că până așa mă să lasă în dos, oxidează. Oxidează, da. Trebuie să o doleau, merge acum. Merge, da. Nu știu că când o putea să-mi iau un porcalin. Lăsăm astea așa în sus, că dacă cumva crește... Da, să nu curgă. Așa. Cam așa, da. Bine. E ok. Acum... Trebuie să pui prunele sau prima dată aluatul. Cred că așa-i. Nu știu aluatul, dar eu aș pune și o tărie. Ulei, da. Un pic de ulei. Că acum cure. Așa. Și un pic de făină. Să fie sigură că iasă. Așa. Așa. Ok. Și prunele sunt aici. Și acum
Ia că-to. O vini și taci. Nu ție. Bine ați venit. Așa. Ok. Pune-le aici unde eu. O mai găsit pentru mai odată un pic de foaie de cor. Noi suntem ca după timpul sau și am rămas cu economia. Nu vrem să lăsăm nimic, nici pe linguri, nici pe spălătoare, nici pe nimeni. Trebuie să luăm tot. Da, și eu știu asta cu bătătorul ăsta. Da. Și eu știu și de mai de mult, când făceam și o plăcinte. Eu mai din inimă mă discurc cu... Natalia. Okay. Natalia e la vecina, la Ana Maria. Aici e tava. Și acum... Punem aici acum, să vedem cum. Deci prima dată aluatul. Nu știu cum am făcut, a fost mai mult. Cum o crește? O să crească, o să vezi. E mai înalt. Să o nivelăm, să fie cam uniform. Aș da cu... Cu ce? Cum făceam înainte. Dar eu nu pot. Da, cum se făcea înainte. Da. Da. Trebuie să mai... Și cuptorul trebuie să mai... Întâi. No, bun. Asta ce e așa. Și acum prunele, nu? Da, da. Acolo. Da, aici, uite aici. Aici, sub ligheanul ăsta. Vedeți? E. Încetul. Mă duc. Unde mergi? Uite că nici borcanelul ăsta nu te mai ascultă. Nimic nu mă ascultă. Ok. Să mă lasă sculată după. Păi da, că ai dormit atâta. Ia așa punem și când o tăiem, mă tăiem așa. Aha. Okay. E așa. Cu tăcu sâmburi. Da, că doar nu te uiți neca. Așa că aia, da, cu tot cu brânză, iară cu brânză. Dar de ce tu ai tușit? dacă ai tăia și pruna, ce are? Da, nu are nimic. Așa. Mamă, ce se distrează Natalia acolo cu vecina. Să aude până aici. Haide. Până aici să aude. Cum a fost? Tu mai rămas prune, ha? O să le pui la altă prăjitură. Plăcintă, am vrut să zic. Deci, uitați așa arată. Și asta o să vină la cuptor. Eu cred că s-o încălzi deja. Ha? Mai un pic? Ok. Atunci mai lăsăm o leacă. Termometrul este în mâna mea. Exact. Tehnologia este un lucru. Știu că mai trebuie ești un fiuț acum. Ok.
No, acum o punem la cuptor și vă spunem cât a stat la cuptor prăjitura. Acum îi 7:05. Ok, o să vă spunem pe mai târziu. Gata. Deci prăjitura e gata. Am lăsat-o să se răcească și o stat 30 de minute la cuptor. Și uitați ce fain a crescut. Chiar a crescut fain. Și aici punem frișcă. Deci avem și frișcă. Da, dar nu știu, e bine să pun frișcă, că n-are... E prea fierbinte. Acum trebuie să lași un pic să se răcească, știi? Nu. Puțin, astea care le-ai tăiat, știi? Da, da, hai să le pun pe astea. Da. Trebuie să lași un pic să se răcească și atunci alea sculțurile. Da, e fierbinte. Nu așa că de 4. Așa cam într-o parte a fost. Dacă se mai răcește, se poate pune frișcă. Așa. Ok, le lăsăm să se răcească și atunci punem frișcă așa deasupra și vă arătăm cum o să arate cu frișcă. Și asta e plăcintă turnată? Da. Deci asta e plăcintă turnată. E rețetă veche. O să încerc o dată cu albușurile bătute. Ei, da, să știi. Trebuie albușurile bătute și după aia... Cred că ar fi așa mult mai fain așa. Așa cred și eu, că o să iasă mult mai fain, știi? Nu, uitați așa, poftim. Tot să mâncați, poftim. Uitați. Da, uite acolo ce fain e. Care e și fain? Nu se poate ca nepoții ăștia când vine să nu mă pună să la treabă. Nu se poate, nu mai există. Da, eu le fac mare plăcere. Da, lăsăm să se mai răcească și atunci. E frișca și atunci o să punem deasupra o leacă de frișcă. Da, da, putea să fie mai. Dacă făceam așa, iar calbușurile astea de cumpărat, atâta de spornici sunt, spornici, atâta este binele care este la ouăle astea de cumpărat, că are mai mult albuș. Mai mult albuș are, să știi. Da? E gârgânșul mai micuț și albușul este mai mult. Mai mult? Da. Și atunci când bați ăla la de la 3 ouă, apoi să faci o spumă. Da. Da, așa e la astea din comerț. Adică, nu. De la fermă. La fermă. Până când avem, noi mai cumpărăm de la ei ce să faci. Da. Că ia uite... Trebuie să înceapă cu chițele să ouă. Da? Noiembrie, sigur, noiembrie, octombrie, trebuie să înceapă să se ouă cu chițele. Da, că vine toamna acum. Ele la 6 luni încep să se ouă. Încep iară să se ouă, da. Doamne, dar și găinuța asta atâta să ouă, dar în fiecare zi să ouă. Nu, mai văzut. Și... Tot o clocit, odată s-a disclocit, no, dar acum zic, no, gata. Ia pus acolo 20 de ori, apă le-o răvășit, dar să vezi cum le strânge acum, nu știu de a ieși ceva sau nu ieși. I-am lăsat tot de capul de iarnă. I-am pus acolo apă, i-am pus mâncare, să-l dă jos, să-l mânca, s-a dus iar. O mai răcrit în curte, și eu repede s-a dus pe o, no. Dacă îi scoate pui bine, dacă nu, nu. Și acum, cam în cât timp trebuie să vezi dacă scoate? Săptămâna asta ar trebui. Aha, ok. Să vedem. Mi-s curioasă. Dar așa, da, când te bagi acolo, că... Aha, da. Când mă duc eu la... Apoi totul e strânge pe lângă ea acolo.
da, și da. O să iasă ceva, dacă așa are grijă de ele, înseamnă că o să iasă ceva. Unde s-o oată, acum am lăsat-o. Da. Unde s-o oată și unde a fost ea obișnuită, acolo am lăsat-o. Acolo ai lăsat. Acolo ai lăsat. Bine, ar fi să mai fi ceva, ceva. Când două luni de zile eu îi fac și zburători. Da. Dar nu știu, să faci, să faci, să faci, nu știu. Ok. Da. Da. Asta a lucrat să aranjează aceea. Dacă mă scula mai repede și nu. Așezam, iau ce așezam cumva. Puneam la aia niște melană, carmelană. Nu, ai reușit să desfaci. Stai, 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 stai. Așa. Nu, vedeți ce am făcut eu aici. Da, nu, hai să vedem. Și să mâncă, i-am spus că trebuie să mănânc și eu o sură, că pe am normal. Treabă și mă duc la film. Da, acum mai e film. Deci trebuie să apeși aici, pe buton. Deci trebuie să apeși pe butoane. Știi să fac, să o fac eu? Nu mere? Nu, hai, lasă că fac eu. Tu ești obișnuită. Stai. Trebuia puțină agitată. Puțină agitată și... Dar chiar că nu mere, mă. De ce are? E sigilat. Iaca, așa ce bine arată. Aul, ăsta e bun. Hulalau. Chiar am e bun. Fost, am fost. Mamă mie. Bucătăria mare și ia uitați ce v-am făcut. Mamă ce fain arată. Vele. Și ce să mănâncă cu lingurița aici așa. Da. Și dai de prună aceea. Vai de mine atât, dai da. De fain. Foarte fain. Chiar e foarte fain. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit și împreună am putut să facem ceea ce se vede. Da. Nu știu, dar mie tare mult mi-o place cum e și la gustul să fie nu, minunat. Să fie. Super, da. Vă las cu bine și mai data facem viitoare. Și de altă dată. Mai facem și de altă dată. Păi cum mere ai spus, nu? Nu mai înțeamnă, văd că nu am vreme acum. Dar nu acum, altă dată. Mâine, poi mâine, când... Nu facem cum mere atunci. Ne suni. Când ai timp. Ne suni când ai timp. Când mă pregătesc eu pentru așa ceva, vă sun că azi e și târziu. E. Târziu. Hai să-ți fac o poză. Așa. Da. Ia, o ieșit. No, stai să terminăm filmarea și-ți arat. No, zi, la urmăritorii tăi. Dragii mei, iubiții mei, cum să fac să vă cunosc mai bine? Așa văd e fain, mi-a zis plăcinta mea. Cum să fac să vă dau și dumneavoastră măcar să o gustați? Păi punem rețeta acolo și da. Să facă și ei, nu? Și da, 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 e mai bine de gata. E... Mai bună de gata, doamne, doamne, că de zi muncești și nu faci nimic așa, ai. Da. Vă las cu bine și cu sănătate și... La revedere! La revedere! Nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de-al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine. Cum ai trăit tu pe pământ, Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot. Să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre credință, ci credincios să fiu oricând. A ta blândețe și umilință și gândul tău să-l am în gând.
prezența ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre nădejde, ci s-o trăiesc din plin mereu, să-mi dea încredere în primește și pace sufletului meu. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre iubire, ci mult mai mult vreau să iubesc și niștea ta. Să știi ce s-o trăiesc. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Doar să spun despre lumină, ci pretutindeni să lumin, să am viața-n veci senină, așa cum ești tu de senin. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu numai ceruri viitoare să fie în vorba-n zi de zi, un cer și o sfântă sărbătoare să am în viață chiar aici. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea.